binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Frați și surori, ne găsim înaintea lui Dumnezeu și înaintea Cuvântului Său Sfânt. Aș vrea ca Dumnezeu și în această dimineață să-mi dea harul să pot să fiu de folos cu ceva bisericii. Vreau să vă spun că în programul bisericii este un alt text. Vestirea nașterii Ioan Botezătorul. Dar am urmit cu fratele Iosif, i-am cerut în devenința să vă folosesc un alt cuvânt din Scriptură. Dumnezeu a zis că scrie pe programare cu frații publicatorii și liber să aleagă și un alt text dacă vor. I-am spus și argumentul că din textul acela vorbim și anul trecut. Și avem un frate în biserică, fratele Florian Blaga, care mai postează slujbe din biserica noastră pe YouTube și cu mai accesibilă predica, mai... Și cred că o slujbă bună și asta. Cam am întâlnit în America frați care mi-au spus, n-am știut de pocăiți până n-am văzut pe YouTube un titlu. Biserica Pentecostală Română din Dearborn. Aulea, ce sunt pocăiți pe aici? Le-am văzut și eu. Dar tu nu ești pocăit din țară. Păi zice, părinții mei au fost. Dar n-am mai fost la biserică de 25 de ani. Acum pentru prima dată. Și cred că e o slujbă bună și asta. Să vreau că cineva o trimisă pe YouTube căutând altceva. Vede și biserica noastră și poate vine pe aici. Și am zis, dacă totuși se cunoaște acest cuvânt de anul trecut, să iau un alt text, fratele Iosif mi-a dat dezlegare, eu am ales un cuvânt, cum spunea fratele Mircea, un cuvânt mai dur. Unii chiar mă acuză că am mesaje negative, negativiste. Eu am altă opinie. Dacă mă duc în gară, aduc cu cineva pe drum până la gară și îmi spune pe drum, uite, eu vreau să mă duc la Timișoara. Eu mă duc la Cătăceanu. Ok. Și după aceea, că se urcă într-un alt tren. Dar au zis că merge la Timișoara. Mă. S-a urcat în trenul care merge la Hunedoara, la Timișoara. Mă duc și spun, nu? Ce-ați face dumneavoastră? Bă, prietene, ai încurcat garniturile. Trenul ăsta nu merge la Timișoara. Ca modelul ăsta înțeleg eu și lucrurile spirituale din cartea aceasta sfântă. Trebuie să fie vorbite toate cuvintele scrise în cartea aceasta. Pentru că toată Scriptura e de folos. Sigur că, așa cum zicea în Ubrie, la acea convenție pe care am avut noi la Morială, în urmă cu aproape 5 ani. Foarte mulți slujitori astăzi aplică și în biserică principiul economiei de viață. Țineți minte predica lui Nebrie. Zicea, economia de piață are un principiu. Marfa care nu se cumpără, nu se mai fabrică. Nu mai producem trabanturi, pentru că nimeni nu mai cumpără așa ceva în lumea noastră. Sunt mașini lume performante. Și zice, foarte mulți slujitori au introdus în biserică principiul ăsta. Ei care produc în biserică ceva, adică cuvântul lui Dumnezeu, predici, slujbe, cântări, știu eu, spune, despre judecată nu vrem să auzim. Și dacă e noriaș și nu vor să audă despre judecată, nu mai predicăm de judecată. Nu avem trecere. Ne plac cuvintele care ne mărgulesc, care ne mângâie, care ne, știu eu, ne bine dispun. Dacă vine un predicator care tot la 5 minute are câte o anecdotă, un program, are câte o descrecire de frunț, cum se numesc acum, păi foarte aplaudat, foarte bine primit. Dar când se vine cu texte din Scriptură care vorbesc despre pocăință, despre, știu eu, înfrânare, despre lucruri sfinte, aș zice, ai avut un mesaj negativ, frate, da. Mă rog, cuvinte lui Dumnezeu să-mi dea harul să fiu de folos bisericii de aici. Amin. Poate n-am gândit întotdeauna așa. Spuneam către mine un frate mai tânăr, cel de la Bătrânești, și probabil te gândesc mai des la plecare. Și asta e lucrurile. Îmbătrânesc. Dar zic eu așa, după mintea mea, la 25 de ani e posibil să n-ai multă minte. Poate nici la 30 mi-e scop destul. Dar nici la 60. Și la 60 ești tot ca un copil.
Dacă nu te vezi la 60 de ani, o problemă. N-am încă 60, dar vreo 58. E o problemă. Apostolul Pavel a zis, când eram copil, gândeam ca un copil, mă comportam ca un copil, vorbeam ca un copil. Dar când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. E valabil și spiritual. Până suntem copii în credință, se scoate cineva aici în față să reciți o poezie. Mi-aduc aminte de o fetiță foarte simpatică. Uitam niște versuri. Nu le mai știu spune pe toate. S-a oprit, o căuta să-și mai aduc aminte, nu reușit să-mi zic, Doamne Iisuse, atâta pot. Adică am încheiat frumos. Asta e capacitatea mea acum. Că sunt un copil. Dar și spiritual poți să fii la un moment dat un copil și atâta poți. Vorbești de lucruri începătoare, vorbești despre lucruri banale, dar mai crești pe parcursul ce trece timpul, dacă vrei să crești. Te uiți în Scriptură, citești în Scriptură și ești și subiectul mai greu. Care îți de folos acum. Avem aici cuvântul acesta despre judecată, e titlul, judecată viitoare. Și începe când va veni Fiul Omului în slava sa. Sigur, am vorbit atunci despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Și vă spuneam atunci, și nu pot să nu reiau anumite lucruri, și ajungem și la judecată, că nu. Nu pot să nu reiau anumite lucruri, pentru că văd foarte mulți oameni care, efectiv, nu citesc în Biblie. Nu citesc în Biblie. Ascultă predici pe YouTube, pe internet. Ce asculți pe internet pare foarte articulat. Bine pus în pagină. Dar fără argumente biblice. Sau cu argumente, cu cuvinte luate, rupte din context. De-aia mi-am format un obicei, ascult toate variantele, dar mă uit în Biblie. Mă uit și la versetele dinainte și la cele după. Mă uit și la contextul în care Domnul Hristos spune anumite lucruri. Atunci când se vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos, de obicei, sunt foarte mulți predicatori, măcar că acum, unii au început să-și nuanțeze învățăturile, în vremea din urmă, de exemplu, ce fratele Paul Negrus predica în urmă cu 10 ani, acum e predică. Probabil că a ajuns la cunoștința și la înțelegerea că nu e așa cum a predicat acum 10 ani. Și-o și spune. Mi-a plăcut că a avut curajul să recunosc că m-am lăsat influențat de teologia engleză. Nu m-am uitat bine în Biblie. Și se poate întâmpla unii dintre dumneavoastră să ascultați predici. Și să vă placă ceea ce auziți acolo. Și dacă m-ar întreba pe mine cineva, băi frate Bala, dar dumneata așa, cum ai vrea să vină Domnul Hristos? Care variantă ți-ar place? Mi-ar place varianta aia care o predică foarte mulți predicatori de ăștia cu stele. Să vină așa pe neașteptate, stau la masă cu soția, numai ce am încheiat o zi, ne simțim bine. Chiar dacă nu mi-apucăm să gătăm ragu de vite care l-am preparat, să vină Domnul și să ne iei. Fără niciun avertisment, fără nicio strigare la mine. Fără niciun necas, fără nicio prigoană, fără nicio, știu eu, plată care trebuie să o plătim pentru credință. Asta mi-ar place, varianta asta. Dar mă întreb, e reală? Și mai spun ceva, dacă ar veni Domnul chiar așa, în felul acesta, câți din membrii bisericilor actuale evanghelice s-ar duce cu el în cer? Câți? Pentru că Biblia spune că acolo vor merge oameni fără pată, și fără zbârcitură. Sfinți! Eu dacă ar fi să mă verific pe mine, bă, Bala, tu ești sfânt? Aș zice, poate că în unele privințe, da, sunt sfânt. Dar mai am încă multe de simțit în viața mea. Și vă spuneam odată, suferința, recazul, prigoana poate fi folosită de Dumnezeu ca să mai pregătească pe credincioși. Aici, în textul, dinainte de textul citit în Biblia celor 10 fecioare, de exemplu, spune că s-a auzit la un moment dat o strigare. Și de când s-a auzit strigarea, spune, efectiv, a venit mirele, o mai decât ceva timp, ce au făcut acele fecioare? S-au pregătit. Spun teologi, oameni mai deștepți ca mine, că strigarea aceasta e prigoana care va veni, în cazul acela mare, mânia neamurilor, cum e numită de mulți ce spune Scripturii, când creștinii adevărați încep să pregătească. Bă, până acum am cam aburit-o cu pocăința. Dar uite, lucrurile se strâng. Șurubul se strânge. Nu vreau să rămân aici. Chiar dacă mor, dar mă apropii de Domnul. Încep să trăiesc ca un creștin adevărat. Și pentru mulți ar fi
mai importantă prigoana, suferința, necazul, decât o răpire de asta intempestivă, așa secretă, poate și la noapte, peste o jumătate de oră, nu știe nimeni nimica, numai vine Domnul și ne ia pe toți, pe aia care-s gata de ce zic. Dar dacă nu a fost o strigare și n-ai mai avut timp nici măcar să-ți ceri iertare de la fratele tău, când vezi că se strânge șurubul, când vezi că se întunecă cerul, când vezi că se întâmplă evenimentele descrise Domnul Hristos în cartea aceasta, atunci zici, vai de mine, eu nu-s gata. Eu cu fratele păstor sunt scandal. Eu cu sora mea nu vorbesc de 3 ani. Eu cu ăla am probleme cu el. Vreau să vă spun, sunt cercetători ai Bibliei care spun Domnul Hristos vine în secret. Eu cred că vine numai o singură dată. Am și un cuvânt în Biblie, am mai multe, de fapt, dar nu le pot citi pe toate. În Evrei, de exemplu, în capitolul 9 spune și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine răpirea. Judecat. Judecat? Doamne, mie de noi. Versetul 28 spune, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă, o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Dar când se va arăta a doua oară, nu a treia oară, nici de 2 ori, a doua oară. Când se va arăta a doua oară, așa spune Apostolul Petru și Apostolul Petru și Apostolul Pavel vorbesc la unison pe aceeași limbă. De exemplu, dacă citim în Faptele Apostolilor un cuvânt și cât pot o să vă dau și versete biblice, nu o să pot să vi le dau pe toate câte aș vrea să vi le dau, dar unele o să vă dau. Spune aici așa, Petru. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norocului și să mărturisim că El, adică Domnul Iisus Hristos, a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Domnul Hristos însuși a spus aceste cuvinte. Tatăl nu judecă pe nimeni. Toată judecata a dat-o Fiului. Și cu toate că spun unii că nu va fi nicio judecată pentru sfinți. Noi suntem răpiți. Noi nu mai trecem pe la judecată, că este un cuvânt în Biblie. Aș vrea să fim bine, să fiu bineînțeles. E adevărat. Și eu cred așa. Că Domnul Hristos ne-a plătit păcat. Indiferent ce păcat am făcut. Cred asta. Domnul Hristos a venit în lumea aceasta tocmai ca să mântuiască ce era pierdut. Și ca să mântuiască ce era pierdut, trebuia plătit un preț pentru păcate. Pentru păcatele tuturor oamenilor. Și Domnul Hristos a plătit păcatele mele și păcatele voastre ale tuturor. Dar Biblia spune că păcatele dinainte de a-L cunoaște, păcatele pe care le fac cu oamenii până la o vreme. Dar după ce sunt înnoiți, după ce îl cunosc pe Dumnezeu și după ce mai ajung să mai păcătuiască, le plătește Domnul Hristos și păcatele alealte pe care le fac după ce au fost luminați odată? Hai să vedem ce spune tot Apostolul Pavel. Că unii îl citează pe el și citindu-l pe el se încurcă foarte mult, așa cum zice Apostolul Petru. Apostolul Petru face mențiunea aceasta despre epistola lui Pavel. El spune versetul 15 din capitolul 3, din a doua lui epistolă, să credeți, să credeți că îndelunga răbdare Domnului nostru Iisus Hristos este mântuire. Cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele spune lucruri grele de înțeles, pe care cei știutori și nestatori le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Auziți? Pavel Petru spune că ceea ce zice Pavel, unii oameni folosesc, răstălmăcind scripturile, spre pierzarea lor. Adică dacă ai luat cuvintele lui fratele Bala, care e mai îngust așa, cum ai putea să răstălmăcești spre pierzare? Din potrivă, ale liberalilor poți răstălmăci spre pierzare. A mea n-ai cum. Că nu cred că te va condamna vreodată Dumnezeu Sfântul că ai fost prea îngust pe care a pocăinit. Te trimite în iar că știi ce mă băiete? Că ai postit 3 zile pe săptămână și nu trebuia numai de 2 ori pe an. La Paști, la Crăciun. Sau știu eu, te-ai înfrânat în fiecare dată înainte de cină, dar nu trebuia, că nu era obligatoriu asta. Ei, pentru că tu te-ai înfrânat, te trimite în iar. Nu cred așa ceva. Și nici Scriptura nu spune așa ceva.
Biblia spune aici prin Petru că unii răsămășeau Scripturile lui Pavel și sunt dovezi în Biblie. Cum le răsămășeau? Lărgind. Croind alte căi. Deci, el apostolul Pavel ne spune în modul cel mai explicit. Dacă citiți în Evrei cuvântul acesta. În capitolul 6 cu versetul 4 începând. Că cei ce au fost luminați odată și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Deci nu mai pot fi înnoiți. Și mai există tot aici în Evrei? În capitolul 10, de exemplu, versetul 26 începând. Căci dacă păcătuim cu voi, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar o așteptare întipășată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori, spune apostolul Pavel. Cu cât mai aspră vedeam să crede că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Sfântului. Încă o dată repet. Domnul Hristos a plătit păcatele noastre. El nu ține seamă, zice Pavel, acolo la Atena, la Aeropag, de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Și ce înseamnă să se pocăiască? Și nu mințim să nu mai mintă. Dar dacă minte mai departe, îi mai iartă Dumnezeu păcatele? Biblia spune că toți cei care trăiesc în minciună și au iubit minciuna, unde va fi locul lor? Iarăși de foc. Așa scrie în Biblie. Dumnezeu ne iartă păcatele, am fost în neștiință, am fost anumite drepte, să zic, chiar copiii în familiile pocăinților. N-am știut bine ce înseamnă pocăința. Fie un moment în viața mea, în viața ta, în viața altuia, când Duhul Sfânt te luminează, din momentul acela nu mai ai voie să mă căpiești. Nu vorbim despre greșeli. Nu vorbim despre căderi voluntare. Nu vorbim despre, aici zice, dacă cineva a păcătuit cu voia, știe că e păcat, dar zice, cum zicea către mine o surioară, dar nu a păcatul ăsta să-l am, frate. Nu mă lăsa. Și cu ăsta mă duc liniștit. Foarte fals. Foarte greșit. Ei, Domnul Hristos, Biblia spune că va veni și va face o judecată. Și eu cred că atunci când va veni Domnul Hristos, când vine a doua oară, nu în vederea răscumpărării oamenilor, ci așa cum a zis apostolul Petru, el a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și a celor morți, el vine a doua oară în vederea a face două lucruri. Să mântuiască pe cei care îs sfinți, pregătiți pentru mântuire, și să pedepsească pe cei ce nu ascultă de Evanghelie. Lucrul acesta este evident din multe texte din Biblie, indiferent ce construcții artificiale fac oamenii pentru a spune că nu e așa. În epistola a doua lui Pavel, pe Tesaloniceni, spune începând cu versetul 6. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea o dignă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă. La descât să ne dea o dignă. Uitați, mie mi-a plăcut gramatica, mi-a plăcut literatura, mi-a plăcut limba română foarte mult în școală și istoria și geografia. Matematica n-am fost tare la ea. Dar la română, da. Spune aici. Și putem face o analiză didactică și morfologică pe text. Să vă dea o dignă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă. Care să ia nouă? Cine să ia noi? Sau nouă? Cum zice Pavel? Că e biserica. E în cea parte din biserică. Și zice, când ne dă o dignă? Suntem întristați, trecem prin necazuri. Când ne dă o dignă? Aici spune Pavel așa. La descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Adică El vine într-o flacără de foc
ca să ne dea o dignă nouă, dar și să pedepsească. În Romani spune același lucru. De exemplu, în capitolul 2, spune, dar cu încăterea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, te aduni o comoară de mânie, pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui. Când? Iar răspunsul lui, în ziua mâniei și a dreptii judecății lui Dumnezeu. Și anume, va da viață veșnică în ziua aia mâniei lui, când va pedepsi celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce se împotrivesc. Deci Domnul Hristos vine, vine în mod vizibil, vine pe noi, așa cum zice în Evanghelii, așa cum zice în cartea Apocalipsei, orice ochi îl va vedea, și acolo există o mențiune chiar și cei ce l-au străpuns. Și din cauza asta există păreri. Zice, băi, dacă îl văd și cei ce l-au străpuns, înseamnă că nu e mort. Biblia are și limbaj cifrat. Acolo e vorba de poporul evreu care l-a dat la moarte și nu l-au primit. Că de aia vor întreba în ziua aceea când va veni, de unde ai semnele de la noi. Și el le va spune în casa celor ce, pe care iubeam. Îl vor vedea și evrei atunci. Cu adevărat, când vine Domnul Hristos în ziua aceea. Spun unui frat, noi frate Bala, eu cred că ce scrie în Evanghelia după Matei, Evanghelia după Luca, Evanghelia după Marcu, despre faptul că cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la acuz, așa va fi venirea Fiului Omului. El va trimite pe Îngerii Săi cu trimiterea răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi. Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe noi cerului cu putere și cu o mare slavă. Cuvintele astea sunt spuse evreilor, nu bisericii. Am auzit un frate pe care l-am apreciat multă vreme, spunând, biserica și Israelul sunt ca două șie de trei, niciodată nu se întâlnesc. N-are nimic de-a face biserica cu Israelul. Și cuvintele astea sunt spuse poporului evreu. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea. Poporul evreu nu l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca popor. Evanghelia după Luca găsim acel paragraf în care Domnul Hristos s-a apropiat de cetatea Ierusalimului, a văzut-o și a plâns pentru ea și a spus aceste cuvinte, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau trebuia pacea. Dar astăzi ele sunt ascunse de ochii. N-avea de ce să spună poporul evreu ca națiune, pentru că poporul evreu nu l-a primit. Dar a vorbit cu apostolii în particular. Așa spune în capitolul 24. El a sezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte și i-au zis, spune-ne nouă, când se pot întâmpla? Care va fi semnul venirii tale? Și al sfârșitul veacului. Și ce a spus apostolilor, ucenicilor lui, el de fapt spune bisericii în devenire. Pentru că credința noastră creștină îi zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. E adevărat? A vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu după învierea lui. Despre împărăția lui Dumnezeu, despre împărăția lui Israel. Și apostolul Pavel, când vorbește despre venirea Domnului Iisus, el spune, iată în adevăr ce vă spuneam din cuvântul Domnului. Care e cuvântul al Domnului? Cuvântul pe care Domnul l-a descoperit pe drumul Damascului. Evanghelia pe care a primit-o Pavel de la Domnul Hristos în mod direct, aceeași pe care a dat-o și apostolilor. Că de aia zice el, Pavel, după 14 ani, m-am dus la Ierusalim să mă întâlnesc cu cei mai de bază. Să le arăt ce Evanghelie predic eu între oameni. Și zice, ei ăștia, care au umblat cu Domnul Hristos, care au stat cu El pe muntele măslinilor, nu mi-au adus nimic. N-au zis că n-am predicat bine. Pentru că am privit aceeași Evanghelie ca și ei. Nu mi-au zis să am grijă de săraci. Și chiar așa am și căutat să fac. Ce spune aici, în Evanghelia după Matei, în Evanghelie, ce spune Domnul Hristos cu gura Lui despre revenirea Lui, este spus bisericii care era atât dintre neamuri cât și dintre iudei. Și ca să răspund la întrebarea pe care cineva a spus că între biserică și Israel nu e nicio legătură, vreau să vă spun și dumneavoastră știți bine că e adevărat și găsiți argumente în Biblie, biserica a început din poporul evreu, e adevărat? Ei ca națiune l-au respins. Dar foarte mulți dintre ei au crezut în Domnul Hristos și prima biserică
de 5.000 sau 8.000 de membri a fost la Ierusalim și în aproape neexclusivitate formată din evrei. Apoi s-a răspândit exact după modelul pe care Domnul Hristos l-a spus ucenicilor, voi veți marcă întâi în Ierusalim, în Iudeea, în Galileea, în Samaria, adică la neamuri, și până la marginea Pământului. Biserica a pornit din Israel, a fost o parte din timp, mergând în paralel cu Israelul, dar făcând parte și printre neamuri din Israel. Apoi Israelul a dispărut din pe scena istoriei, s-a rămas biserica să ducă mărturia despre Dumnezeu înaintea oamenilor și în 1978 avem din nou poporul evreu, care este și în viață, în ființă, ființă națională, au națiunea lor independentă, liberă, un stat. Și este și biserica încă în pământ și fac parte împreună din biserică. Unul dintre evrei. Domnul Hristos, când spune aceste cuvinte, că vine pe lor, că își va trimite îngerii să-i strângă pe aleșii lui, el vorbește, de fapt, bisericii care avea să fie întremeată pe pământ de către apostol. Și sunt mai multe lucruri care, și v-am spus foarte pe scurt, un pic de recapitulare din ce am predicat altă dată, e foarte important să înțelegem lucrul ăsta, Domnul Hristos când va veni atunci, o singură dată, va face câteva lucruri pe pământ, între altele, s-a spus, vor învia morții, vor fi schimbați cei care fac parte din biserică, dar nu vor merge niciunde. Spune, de exemplu, în capitolul 16, versetul 27, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecare după faptele Lui. E vorba despre aceeași venire. În capitolul 19, versetul 28, Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înmăirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți sedea și voi, pentru că scaunul domnie și veți judeca pe cele 12 sfințele din Israel. Deci când va veni Fiul omului și va sta pe scaunul domnie al sale. În pildă neghirii chiar, tradusă de Domnul Hristos, nu se mai poate interpreta. Măcar acolo, în traducere, spune că țarile ai lumea m-au auzit predicator mare, spunând, băi, lasă-l acolo în biserică, că așa a văzut Domnul Hristos, să-l las până la senceriș. Dar biserica e țarina? Păi da, să înțelegi. Păi Domnul Hristos a spus că țarina e lumea. Biserica catolică e stârpea din lume pe cei pe care nu se priau credinței lor. Domnul Hristos, lasă-l în lume, nu-i lua tu viața, că nu vrea să piardă ca tine. La biserică trebuie disciplină. Și Domnul Hristos vorbind despre pildă aceasta neghine pe care o și traduce, el spune tot așa va fi la sfârșitul viacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Și în fine vin la cuvântul care l-am citit astăzi, care vorbește despre același eveniment când a venit Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri. Așa cum spune și Apostolul Iuda, vorbind despre oamenii pe care Dumnezeu în ziua când va veni ca să facă o judecată dreaptă împotriva lor, zice, și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu decine de mii de sfinți ai Săi. Vă rog frumos, eu n-am timp să vă spun toate numele. Într-o predică. Verificați acasă, cuvântul lui Dumnezeu. Vine a doua oară. Vine în slavă. E adevărat pe neașteptate. Vine în glorie. Vine cu sfinții îngeri. Vine ca să facă câteva lucruri. Și printre lucrurile care le face, va judeca pe cei găsiți în viață, aici pe pământ. Și va judeca chiar și pe credincioși. Am auzit pe unii zicând, nu, domnule, eu asta nu cred că noi mergem la judecare. Apostolul Pavel, în Roman, el spune, de exemplu, în capitolul 14, în
începând cu versetul 10, citez. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa. Cum și tu, Pavele? El spune căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Tot el, Pavel, spune în Corinteni, de exemplu, este și acolo un cuvânt. E bine să-l citim. Capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Toți! Biblia este o carte unitară. Ea nu se contrazice. Există câte o cheie care pot fi înțelese cu versete, cuvinte, care aparent par în contradicție. De nu se contrazice. Și dacă ați avea răbdare, în loc să ascultați foarte multe predici pe YouTube, să luați Biblia, să căutați toate versetele, să vedeți cum era acolo, revenirea Domnului Hristos. Prima oară, a doua oară. Ce se va întâmpla la revenirea Lui? O să descoperiți că, de fapt, vorbește bisericii și vine o singură dată, vine în slavă, vine cu mărire, cu glorie, vine pe nori, vine cu sfinții îngeri și va judeca. Exact cum a zis Apostolul Pavel și în Areopagul din Atena. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tot oameni de nezeluit după că l-a înviat din morți. A rânduit o zi la judecăți. Pentru sfinți și pentru păcătoși. Toți spune aici cuvântul acesta. Toate neamurile vor fi adunate înainte Lui. El va sta pe scaun domnia slavii sale. Nu vor fi aici morții, cei care mor, care vie la judecata de la scaun domnie mare și alt. Dar cei care vor fi găsiți în viață pe pământ și biserica vor fi aici. Dar oare chiar ne mai judecă și pe noi acolo? Poate că pe unii nu ne judecă. Poate că la unii numai li se recunoaște merite care l-au avut, dar public, în fața lumii întregi, și nici vor da răsplățile. Pentru că tot Apostolul Pavel în Tesaloniceni, în cuvântul pe care l-am citit, dar nu m-am dus chiar până la capăt, el spune că va fi privit cu uimire. Zice, ei ăia care n-ascultă de Evanghelie, în ziua când vine într-o flacără de foc, care vedea o vină, în ziua aceea, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în tot ce vor fi crezut. Poate că unii în ziua aceea vor fi chemați în numa să se recunoască public. Aceștia au fost sfinți. Și unii care n-au fost chiar sfinți și s-au ferit de oameni. Este un cuvânt în Biblie că omul va da în ziua aceea socoteală pentru orice cuvânt nefolositor care este din lume. Deci, zice Apostolul Pavel, tot în Romani, că în ziua aceea când va veni Domnul Hristos, El va scoate la lumină gândurile ascunse ale oamenilor. Că se va întâmpla și asta. Vor fi oameni care vor juca teatru toată viața. Dar în ziua aceea, după Evanghelia pe care Pavel o predică și o mărturisește el, el spune lucrul acesta. Versetul 16 din capitolul 2. Și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Au oameni lucrurile ascunse. Și chiar dacă ei cred că nimeni nu o să știe niciodată ce au făcut și vor merge și vor bate la ușă și vor zice, Doamne, deschide-ne, primește-ne și pe noi. Că și noi am predicat Evanghelia, și noi am scos dragi, și noi am făcut minuni. Dar Domnul le va da pe față în ziua aceea, la judecata aceea, gândurile lor ascunse. Ați făcut-o pentru bani, ați făcut-o pentru faină, ați cântat să fiți aplaudați. Nu vă judecă din biserica noastră, aici sunt oameni sfinți. Dar în general, așa sunt mulți.